Apropo de ce spuneai tu, Doamne, că ei ne vor extinția și după aceea ai spus că de fapt ei ne vor diaboliza, da? Da, diabolizarea, da. Da, chestia asta, înainte să intru în școală, un părinte din Muntele Athos, care a plecat din Muntele Athos, a venit înapoi în România, că nu i-a mai trebuit Munte Athos și s-a retras aici în munți, prin zona Neamțului, a spus cam aceeași chestie, că practic au scăpat toți diavolii din iad și acum toți sunt pe pământ și de fapt e asta, acum vor să facă să umple din nou iadul cu omenirea. Da. E foarte interesant. Deci nu că ne vor morți, ci ne vor din nou în iad. Vor să populeze iadul. Vreau să citim ceea ce ai scris tu, că e interesant, și să dezbatem puțin, să încercăm să prindem, că iarăși nu sunt convins că pot să prind, ideea că de fapt nu spre mai multă viață trebuie să mergem, ci spre mai puțină. Exact, Doamne, spre mai puțin, dacă vrem să fim una cu Dumnezeu. Deci să nu fericirile vieții să le căutăm, ci să nu fim atenți la ele, să nu le vrem cu totul. Păi să nu vrem absolut deloc fericirile pământești. Da, pentru că ele doar ne iau din atins. Cum? De fapt să nu căutăm niciun fel de fericire. Da. Pentru că ne iau din energie. Și mă gândeam astăzi când am făcut acum emisiunea cu Teodora, că este pe principiul ciocolatei. Știi principiul ciocolatei? Nu. Ciocolata este doar ocazia care scoate energie subtilă din tine, dar mori. A, principiul dulciului, da, de fapt. Da, plăcerile în general, deci rostul lor este doar să scoată energie. Deci vreau să spun că lumea exterioară există atâta timp cât ce destul energie. Dacă retragi și atenția de pe ea, ea dispare pentru tine. Pentru tine dispare. Hai să vedem ce am zis noi aici. Să nu vrei fericirea este cea mai mare fericire. De ce? Pentru că dacă vrei ceva din lume, ea ți se opune. Este interzis să vrei ceva din lume, pentru că primești pe invers. Nici măcar gândul să nu-l ții la lume, la dorința ta. Fericirea ne-o dă Dumnezeu, spui tu, nu este necesar să o căutăm. Să nu vrei să-ți îndeplinești dorințele, este cea mai mare bucurie. Fericirea nu este din lumea aceasta, ca și iubirea, nu? Da. Să nu vrei să fii fericit, îți aduce fericirea. Să nu vrei să fie bine, îți dă tot binele. Să te împotrivești mai binelui tău, îți dă totul. Este principiul din fata moșului și fata babei. Și tu zici aici, când nu mai vrei fericirea, apare starea de detașare de lumesc, apare liniștea și pacea interioară. Deci nu spre lume trebuie să mergem, ci să ne îndepărtăm de ea, continuu, face acel spațiu unde vine El, Dumnezeu, și ne dă tot ce dorim. Dar când dorim cu voia noastră, cu voința noastră, nu obținem nimic. Pentru că este un eu acolo la care Dumnezeu se împotrivește. Pentru că noi suntem o ființă comună și când vrem totul pentru noi, ne împotrivim binelui tuturor, deci lui Dumnezeu. El nu ne dă voie să ținem gândul la un rezultat bun în viitor. Aici este tot secretul. Gândul la lume, la un rezultat pozitiv, blochează împlinirea. Da? Te dăruiești cu totul la ceea ce faci. Faci bine până la capăt, fără să împarți în plăcut și neplăcut. Și nu ai preferințe. Iar când se dă ceva, iei ceea ce este mai mic și neînsemnat. Deci nu viața trebuie să o căutăm, numai bine pentru noi, ci mai puțin bine. Numai plăcut, ci mai puțin plăcut îți dă viață. Viața îți ia din viață. Plăcerile vieții ne iau viața, nu mai comod, mai belșugat, mai plăcut, ci mai puțin bine este divinul. Că noi vrem un bine pentru diavol. Să nu-i dăm viață, să nu-i dăm plăceri și bunăstare, comodități diavolului, satisfacții. Când nu-i dăm, nu consumăm energie și nu o pierdem. Viața doar ne ia energie și nu ne dă nimic în schimb. Noi ne încărcăm cu energie numai prin înfrânare, dăruire și unirea contrarilor. Nu plăcerile trebuie să le căutăm și să ne fie bine în viitor, ci să nu fim atenți la aceste lucruri, să nu le dorim cu totul. Nu împlinirea în viață, ci neîmplinirea.
Nu să ne fie bine și ușor, ci să nu ne fie bine și să ne fie greu. Nu fericirea este de dorit, ci cât mai puțină fericire din această lume este cea mai mare fericire. Pentru că lumea este trecătoare și nu te poți baza pe ea, pe de altă parte fiind secundară, doar îți ia din viață. Primele două porunci pun interdicția să dorești ceva din lume. Atunci îl ai pe Dumnezeu și El îți dă tot ce ai nevoie fără străduință. Deci nu lumea este de dorit cu fericirea ei, ci Dumnezeu, care înseamnă lipsă. El este nimic din lumea aceasta. Și tu ai zis aici ceva foarte frumos. Starea de fericire apare atunci când fac totul pe invers. Adică cum? Adică pe invers de cum am fost învățată. Exact cum ai dat tu exemplele alea simple, banale, da? Dacă, nu știu, dacă e să urc până la etajul 10, urc pe scări și nu cu liftul, da? Dacă e să merg în oraș pentru interesul propriu, atunci iau autobuzul și las acasă mașina. Că dacă e să mă duc pentru interesul altei persoane, iau mașina pentru că fac ceva pentru interesul respective persoane și nu pentru mine. Și de aici tot felul de exemple. Dacă până acum am pus materia pe primul loc și binele propriu, acum fac invers. Pun interesul celuilalt pe primul plan, binele lui, și pe mine mă uit, mă restrâng, mă împuținez de la materie. Îmi este indiferent dacă am ceva sau nu din lumea aceasta, și plăcerile ei nu le mai vreau cu totul. Starea de fericire apare când ies din polarizare, din împărțirea în bine și rău. Când nu mai împart în bine și rău și văd totul perfect, egal, apare o stare de liniște, de eliberare, de recunoștință, de bucurie, și toate acestea la un loc se numesc fericire. Adică să ieșim din polarizare? Da. E exact. Cea mai mare fericire? Cea mai mare fericire este mântuirea. Pentru că dacă ești polarizat, îți vine inversul și te lovește. Dar dacă nu ești polarizat, ce vine? Și fericirea, doamne, dacă nu ești polarizat. Fericirea vine. Ce simplu. Ești din polarizare și te duci direct în divin. În rai. Rai. Da, în rai. Da. Starea de fericire apare după ce l-am slujit pe aproapele meu astăzi, cu toată dragostea, fără interes propriu, fără să vreau ceva în schimb de la el. Când pun capul pe pernă noaptea și mă simt mai mult sau mai puțin obosită și satisfăcută că am putut să ajut pe cineva fără să caut răsplată, atunci apare starea de fericire. Deci fericirea apare când tu pierzi eul, nu? Da, da. Că în momentul în care dăruiești fără așteptări, tu îți pierzi eul. Exact. Sau când te supui, da, sau când te supui, slujești pe ceilalți, tu nu te mai preocupi de tine. Când faci voia celuilalt sau te lași folosită. Da. Starea de fericire apare atunci când fac voia celuilalt și nu voia proprie. Și constat că acesta este fericit, întrucât i-am dat ascultare. M-am supus voii lui, devenind astfel roaba sa. Și l-am recunoscut pe Dumnezeu ca fiind stăpânul meu, omul din față. Starea de fericire apare atunci când sunt recunoscătoare pentru tot ce am, pentru toate experiențele și trăirile prin care am trecut, pe care le-am acceptat și înțeles și le-am văzut ca fiind adevărata binecuvântare din care mi-am luat toată înțelepciunea. Starea de fericire apare atunci când pun dragoste în munca pe care o fac, când tot ce ating, când tot ce spun, o fac cu respect profund, știind că totul este Dumnezeu, indiferent de forma Lui. Starea de fericire apare atunci când dimineața la trezire mulțumesc pentru încă o zi pe care o primesc în dar, pentru a experimenta tot ceea ce ziua îmi va dori, indiferent de ce îmi va dori. Toate sunt de fapt binecuvântări care mă ajută să cresc în îngăduință, în acceptare, în iubire necondiționată. Starea de fericire apare atunci când din pâinea pe care o am pot hrăni și un om și un câine. Starea de fericire apare atunci când mă las pe mine, uit de binele și interesul propriu și întind o mână de ajutor celui care îmi cere. Starea de fericire apare atunci când fac lucruri pentru alții, fără interes propriu, fără așteptări, și fac mai puțin pentru mine.
Când cel din fața mea se odihnește datorită faptului că i-am preluat cu bucurie sarcinile, apare starea de fericire, indiferent dacă sunt sau nu răsplătită de cei care pe care îi slujesc, nu contează. Posibilitatea de a sluji este un dar divin pe care îl folosesc nu ca să obțin ceva, ci ca să dăruiesc din praplinul care sunt. Prin slujire dăruiesc energie și mă încarc cu energie, dăruiesc dragoste și primesc dragoste, dăruiesc atenție și primesc atenție. Îl fac pe celălalt fericit slujindu-l și fericirea lui devine fericirea mea. Necăutând fericirea, primesc fericirea. Atunci când aleg să fac cu dragoste lucruri considerate grele sau ușoare, plăcute sau neplăcute, și le duc până la capăt cu recunoștință, că mi s-a dat această oportunitate de slujire, atunci apare starea de fericire. Când îl accept pe cel din fața mea așa cum este, fără să-l judec, fără să-l etichetez și îl văd pe cel ce este așa cum este, ca o binecuvântare în viața mea, atunci apare starea de fericire. Când accept viața așa cum este, cu tot ce este, când mă accept ca cel ce sunt și atât, atunci apare starea de fericire. Tu, el, noi, toți împreună suntem el cel ce este. Consumăm din energia sufletului când alegem materia cu plăcerile și comoditățile ei și devenim nefericiți, sclavi ai minții, ai materiei, ai lumescului și suferim. Ne încărcăm cu energia subtilă a sufletului când renunțăm la plăcerile acestei lumi. Sufletul care este mereu fericit și nu caută fericirea acestei lumi se înalță și astfel trăim în dumnezeirea pe pământ. Acest simplu mulțumesc, Doamne, pentru tot și toate și facă-se voia Ta, ne duc în starea de fericire. Ajungem instantaneu în starea de fericire atunci nu mai împărțim în bine și rău, când vedem totul perfect, egal, când îl vedem pe Dumnezeu în toate, inclusiv în cel din fața noastră, când cel din fața mea devine una cu mine, cu tot și toate, întregul cu El. Asta o să zic. Deci când renunți la griji, scrie aici, Dumnezeu îți rezolvă toate situațiile de viață? Așa este. Din senin. Când nu te mai preocupă. Povestește ce s-a întâmplat aici, că ai zis aici. Da, duminică am fost solicitată de familie să merg la biserică, pentru că doreau să fac dăruire. Și atunci am zis da. Da, doamna, accept tot ceea ce îmi vine din față. Părinții au pregătit mâncare pentru 40 de persoane, ceva cald. Și am mers la o bisericuță micuță undeva lângă un sanatoriu. Sanatoriu înseamnă că acolo este un spital de psihiatrie, cu nebuni, cum îi spunem noi, în zona aici. Și am mers acolo împreună cu familia, am luat-o și pe vecina. Vecina s-a bucurat foarte mult. O luat și ea ceva ca să dea, să dăruiască. Am mai cumpărat eu ceva și ne-am dus cu toții acolo și, bineînțeles, a fost cu adevărat bucurie pentru cei care erau acolo. De acolo ne-am întors acasă, i-am dus în altă parte unde își doreau iarăși la fel de mult să ajungă și vreau să zic că toată dăruirea asta am făcut-o cu drag. Iar a doua zi m-am trezit cu 10 milioane în dar, care au venit fix pentru ceea ce am de plătit la mașină, că trebuie să-i fac asigurarea, să-i cumpăr rovinetă și tot ceea ce mai este. Și vreau să zic că de fapt nici nu e nevoie să ne preocupăm de nimic în viața asta, totul ne vină. Apropo de mașină, când am cumpărat-o, este o mașină second hand, gândul meu a fost, atunci așa am zis, nu știam nimic de școala iubirii, dar atunci așa am zis, Doamne, vreau o mașină ca să pot să ajut oamenii. Nu știu ce o să fac cu mașina asta, dar știu că o să duc oamenii
unde au să aibă nevoie și au să se bucure oamenii respectivi. Știi, când am mașina respectivă, deci eu nu mă mai preocup nici măcar de benzină, știu că îmi vin și banii pentru benzină de fiecare dată. Deci e destul să duc pe cineva dintr-un loc în altul, omul respectiv plătește cât plătește și am benzina asigurată de fiecare dată. Și acum au venit și chestia pentru asigurare și toate alea, așa am zis că, wow, ce frumos este când te lași în mâna lui Dumnezeu. Fără să te mai preocupi de nimica. Deci am ajuns să nu mă mai preocup nici mâncare, nici ce o să fac și de unde. Nimic, efectiv nimic. Știu că toate, că Dumnezeu are grijă de mine și că mi le dăruiește la timpul potrivit. Dacă le caut eu, atunci apare din față așa ca un fel de opoziție. Și mă las în voie, că le rezolvă el pe toate. Asta a fost povestea de duminică, ceea ce s-a întâmplat. Știi, fiecare dată am observat că atunci când dăruiesc chiar și, nu știu, o punguță cu bomboane, cu niște meri, ceva, am venit de 2-3 ori mai mult înapoi daruri, nu-mi vin. Și zic, Doamne, eu ți-am dat, dar tu ce faci acum? Mi le aduce înapoi? Tot așa, tot dăruiesc. Da. Ceea ce am spus noi mai la început, cel care caută fericirea o va pierde, cel care nu o caută o va primi. Ce înseamnă asta? Păi din nimic de lumea asta, Doamne, nu știu cât ne este de folos. Toată materia asta, toate plăcerile astea. Cine nu dorește nimic din lumea aceasta are tot ce vrea. Cine exact, dorește exact. Cine și le dorește e posibil să le primească, dar nu se bucură de ele, pentru că Dumnezeu îi ia înapoi. Adică le pierde. Dacă este unul acolo care trebuie să fie oprit. Da. Atunci când nu dorești nimic, chiar că Dumnezeu nu știe ce să facă ca să te bucure, să te facă fericit. Pentru că El știe întotdeauna ce ți este de folos. Deci vrei să spui că dorința noastră este de fapt o agresiune? Este o agresiune. Da. Împotriva Universului. Că e ca și cum ai vrea, ești în grădina lui Dumnezeu și ai vrea să, nu știu, să tu acumulezi mai mult decât îți trebuie, să, nu știu, să faci acolo ca o cârtiță, nu știu, să strângi provizii. Când, dacă tu ești în grădina lui, o grădină plină, bogată cu de toate, atunci ce trebuie să mai faci provizii? El știe că trebuie să-ți dea și când să-ți dea. Toate vin la timpul potrivit. De multe ori poate noi zicem, uite, îmi trebuie neapărat mâncare, mă duc să iau, dar poate nu e necesar în ziua respectivă să mănânci, poate trebuie să faci o restrângere. Nu știi Dumnezeu de ce trebuie să faci restrângerea aia, nu? Poate nu mai ai suficientă energie și în felul ăsta te încarci. Și tu ce faci? Te plângi că nu ai ce să mănânci? Nu. De-aia e necesar să acceptăm tot ceea ce vine din față. Deci decât să vrem, mai bine nu vrem? Nu, da, exact. Păi decât să vreau, de exemplu, bani. Băi, dar ce să fac cu banii aia? Dacă o să-mi trebuiască cu adevărat, o să-mi aducă Dumnezeu și știi de ce. Dacă mi-i aduce, cu o parte mi-i fac dăruire, o parte, nu știu, dacă îmi trebuie ceva neapărat, cumpăr ceea ce-mi trebuie. Deci da. A început să treci ca Andreea. Da. Deci nu mă mai preocupă, Doamne. Știu că atunci când am zis că ok, mi-ar place foarte mult să merg în tabără, au apărut taberele, cu toate că nu aveam bani, nu m-am preocupat. Și la fel și în tabără, nu m-am preocupat de mâncare, nu m-am preocupat de nimic, pentru că toate au venit în dar. Știu că toate
Deci când nu vrei nimic și lăsăm pe Dumnezeu să hotărască, El ne va surprinde. Exact, exact. Deci ne va da în dar. Exact. Păi abia așteaptă, cred. Da. Dar știi care este lăsarea asta de destinie? Este foarte importantă, Doamne. Și să vrei să faci lucruri pentru ceilalți și nu pentru tine. Să te trezești dimineața cu gândul ăsta, Doamne, oare ce pot să mai fac astăzi pentru tine? Și o să-ți aduc în față situații, oameni pentru celălalt. Care o să-ți ceară ajutorul, care o să zică, uite, am nevoie de asta, duce și foamea asta. Deci întotdeauna îți aduce Dumnezeu. Când nu te mai vede preocupat pentru viața proprie și pentru ceilalți. Și până seara te răsplătește în diferite moduri sau a doua zi sau la timpul potrivit îți aduce tot. Deci că nu te mai preocupi pentru tine, te preocupi numai pentru ceilalți. Da. Atunci îți dă tot ceea ce visai. Da, exact. Păi e simplu, atunci noi de ce nu facem asta? Că am primit tot ceea ce visăm. Nu e bine așa? Pentru că am făcut pe dos, Doamne, până acum noi. Am fost învățați să facem pe dos. Ca New Age. Adică să luptăm, să ne luăm noi. Pentru fericirea proprie. Pentru fericirea lumii. Da, acum egalăm. Facem totul pentru ceilalți. Ducem în starea de zero. Este perfect, am experimentat și chestia asta, adică ce înseamnă să iei pentru tine, să cauți fericirea, unde duci. Este o experiență și asta, pentru că am văzut că în felul ăsta scade ego-ul, se duce în suferință. Este perfect și drumul ăsta. Dar acum merge pe invers. Facem totul pentru ceilalți. Pentru că dacă suntem un suflet comun, facem pentru un suflet comun. Și fericirea lor e fericirea ta. Exact, exact. Așa cum fac celulele noastre din corpul nostru, așa cum fac toate organele, lucrează toate pentru sistem. Sistemul fiind trupul ăsta întreg, nu? Da, deci pentru întreg. Da. Așa și noi, acum lucrăm pentru întreg. Și numai atunci vom fi fericiți? Da. Atunci descoperim adevărata fericire. Până atunci avem așa frânturi. Ni se dă. Cu lingurița, cum se zice. Da, adevărată fericire că nu o căutăm. Deci ești fericit că nu cauți fericirea? Da. Atunci vine singura la tine? Singură vine. Când nu mai aștept. Când îți iei gândul. Nu mai trebuie să luți pentru ea, să te străduiești? Păi da, nu. Nu are niciun rost. De fapt, tot trebuie să căutăm nimic din lumea asta, nici bucurii, nici mulțumiri, niciun fel de satisfacție, nimic. Doar gândul să-ți fie, Doamne, ce pot să mai fac eu astăzi pentru tine? În ce fel te pot sluji astăzi? Asta e gândul. Pentru oameni? Pentru oameni, da. Că pentru mine, mă, mi-e de ajuns o bucată de pâine și un măr sau, nu știu, o bucată de ceapă. De ajuns, mă mulțumesc, e perfect. Dacă Dumnezeu vrea să dea și altceva, o să-mi dea și altceva, ce știu eu, o ciocolată și o împart cu toți vecinii pe aici. Dar e perfect. Deci nu punem etichete că e bună, că e rea. Este perfect. Este de la Dumnezeu. Importantă e împărțirea. Dăruirea. Știi ce mă observa, Doamne, că tot ceea ce ne vine din față, important este să nu punem etichete, niciun fel de etichetă, că e bună, că e rea, că nu știu. Absolut niciun fel de etichetă. Totul este de la Dumnezeu și primim. Iar de acolo ne luăm toată experiența care duce la înțelepciune. Cu asta plecăm din lumea asta, cu înțelepciunea pe care am acumulat-o. Să nu vrem ceva cu voința noastră, cu neapărat să ne zbatem, să obținem. Da, putem să ne zbatem, dar ne zbatem precum peștele pe uscat ca să obținem ce? Ce dorim. Da, dorim și eu. La urmă constatăm că totul a fost inutil. Inutil ca să ne ducă unde? În disperare, în supărare, în frustrare, în oboseală și tot ceea ce vin. De ce? Minunățiile ego-ului. De ce nu primim atunci când dorim?
Ce blochează împlinirea? Dorința. Dorința, ego-ul, eu-ul. Da. Diavolul. Dumnezeu zice, da. Ai acolo un diavol, nu vreau să-i dau nimic. Păi pe diavolul cheamă dorință. Mamă, pe diavolul cheamă dorința ta. Da. Deci fără dorință, Dumnezeu știe. Un diavol numit dorință. Exact. Parcă era un film. Deci trebuie să-l înlăturăm pe diavol. Că de aia se zice, te lepezi de satana, deci te lepezi de dorință. Exact, te lepezi. Păi dacă te lepezi de dorință, atunci unde mai ești tu? Nu mai vrei nimic? Peste tot ești, Doamne, ești una cu tot și toate. Deci ce ai tu, de fapt, simt că am și eu. Deci dacă tu ai bucurie, simt și eu că bucuria aia mea aparține. Tot ceea ce este în lumea asta, nu știu, dacă suntem suflet comun, totul mi-aparține și mi-aparține. Deci nu mă mai văd separată, nu, o dispărut invidia, nu știu, dorința de a avea mai mult, pentru că la ce îmi trebuie lumea asta? Da, materialul, de fapt, la ce îmi trebuie lumea asta materială? Când eu din lumea asta plec așa cum am venit, goală, fără nimica, doar cu, nu știu, cu împlinirea, cu bucuria interioară că am putut fi de folos cuiva în lumea asta. Da, și chiar dacă da. Universul ăsta, universul lumii mele este, să zic, micuț așa, da, că familia, că sunt cei din jurul meu. Și un singur om dacă ajut, și un singur animalul dacă l-ai ajutat. Contează. Nu neapărat că trebuie de acum să ne facem un obiectiv, Doamne, hai să ajut pe toată lumea, cât mai multă lume, ca să mă încarc acolo cu energie. Contează. Nu știu, așa cum îți spuneam, și un singur om, dacă l-ai ajutat să fie din dragoste, cu multă dăruire, să faci cu toată ființa ta ceea ce faci, cu toată dragostea să faci. Să pui, cum zice sora mea că îmi place, băi, eu pun suflet acolo și crește totul. Crește, iese bună și pâinea și prăjitura și tot ce vrei când pui suflet, când pui dragoste. Păi ce fac, de exemplu, Doamne, ăia care sunt persoane care locuiesc retras undeva, nu știu, prin tot felul de sate cât mai îndepărtate, unde sunt doi, trei oameni, nu? Sau un vârf de munte, nu? Păi ce fac ăia? Cum se fac dăruire, nu? Păi, fac dăruire, nu știu, la animăluțul pe care îl au pe în jurul casei, cu vecinul, limitează la cât au. Așa și noi. Acum nu neapărat că trebuie să disperăm, să căutăm, să facem dăruire, pentru că asta înseamnă să fii tot un ego. Dumnezeu știe pe cine să-ți aducă în față și cui să-i faci dăruire. Și dăruirea este în diferite forme, nu neapărat materială. Să îi dăruiești timp celui din fața ta, să-l asculți cu dragoste. Să înțelegi ce vrea să-ți spună. Și un simplu cuvânt poți să-i spui, nu? O simplu îmbrățișare și ai tot dăruirea. Să-i duci o găleată cu apă dacă are nevoie, să-i duci să-i cumpere o pâine. Tot dăruirea este. Să cedezi locul în tramvai. Da, înțeleg, dar totuși să știi că apare o problemă foarte mare aici. Dacă te lași în mâna lui Dumnezeu total și nu mai ai nicio așteptare sau nicio pretenție, nici măcar gândul nu mai ții la lume, la un rezultat bun în viitor, atunci Dumnezeu de dimineața până seara nu știe ce să facă ca să fie ție mai bine și te inundă de fericire. Și într-adevăr, Dumnezeu, ar trebui să gustăm zilnic din chestia asta, din lăsarea asta de sine, ca să înțelegem ce înseamnă adevărata fericire. O singură zi din viața noastră, dacă ne-am abandonat și am experimentat lucrul ăsta, am înțelege ce înseamnă cu adevărat fericirea și lăsarea de sine.
Da, dar tot timpul de dimineața până seara ești inundat de tot felul de bucurii și nu le poți face față. Păi asta e cea mai mare problemă posibilă. E problemă? Păi din cauza asta am impresia că omul nu vrea să se lase mâna lui Dumnezeu, pentru că ar fi prea fericit. Se va numi prea fericitul. Prea fericitul, da. Așa să fim atâția prea fericit în lumea asta. Da. Ce tare. Încă noi nu am gustat cu adevărat încă din rai, Doamne. Raiul trăim încă din viața asta, aici pe pământ, dacă ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Păi asta înseamnă să te lași în mâna lui Dumnezeu. Cine îndrăznește, cine are curajul? Păi, nu știu. Deci nouă ne este frică de rai? Asta voi să spui? Nu cred că ne este frică de rai. Fugim de el. Ne lipsește curajul, Doamne. Deci fugim de rai. Nu știu dacă fugim, pentru că atâta timp cât nu l-am experimentat și nu știm ce e raiul, nu ce fugim, că doar nu... Noi ceva disperim. Noi am experimentat doar iadul. Și atâta. Deci, ca și cum, nu știu, cum să zic, Doamne, cunoaștem casa noastră și nu vrem să cunoaștem și altă casă sau alt oraș, da? Și vrem să stăm numai în poziția aia, numai în locul ăla, pentru că numai pe ăla îl cunoaștem. Deci nu vrem să ieșim din confortul nostru, din ceea ce am trăit până acum. Mi este frică din necunoscut. De fapt, asta este, Doamne, nu că fugim din rai. Nu știm ce este raiul. E ceva necunoscut și ne se pare că nu e din noi acolo. Stăm în confortul ăsta al iadului. Nu înțeleg. Pentru că, spre exemplu, dacă alegem întotdeauna iadul, știm de ce să fugim. Că de-aia îl alegem numai pe el. Păi închipuiți, noi alegem numai iadul. Noi avem grijă numai de diavol. Cum? Doar iadul îl cunoaștem. Păi, noi dacă alegem numai iadul, înseamnă că numai pe el îl vrem. Adică știm ce să evităm, știm cum să fugim de rai, știm ce să facem. Pentru că raiul ne-ar aduce cea mai mare bucurie pe pământ și noi nu vrem asta. Noi vrem mereu o nefericire mai mare. De fapt, noi nici nu cunoaștem pe Dumnezeu. Asta e problema. Nu știm ce e Dumnezeu, cu adevărat. Că dacă am ști, ne-am lăsat. Dacă am ști că suntem suflet comun, exact cum sunt albinuțele, Doamne, în stop, ele sunt toate pentru aceeași chestie, toate împreună lucrează pentru același scop acolo. Cam asta trebuie să fim noi, precum albinele în stop. Toți cu același interes. Unii pentru alții. Tot nu înțeleg. De ce alegem mereu suferințe mai mari? Îi zicem suferinței, îi zicem plăcere. Sau plăcere, da, îi zicem suferințe, plăcere. Doamne, alegem și suferința pentru că este calea care duce mai repede la tot acolo, în iubire. Ies într-adevăr cu durere, cu picioare rupte, cu capuri sparte, cu, nu știu, tot ce vrei, tot ceea ce are suferința, dar tot acolo ne duce până la urmă, în genunchiat. Și zice lui Dumnezeu rău. Da, pentru că nu știm. Dar orice cale, că este o cale a blândeții sau este o cale a suferinței, tot acolo până la urmă ne duce. Și probabil avem nevoie de toate experiențele astea, de toate îngenunchierile, să învățăm și din asta. Deci școala asta pe pământ, practic, dacă este o școală a corecției, poate deveni și o școală unde să învață foarte mult, unde se acumulează foarte multă înțelepciune, foarte multă experiență. Este o școală benefică pentru noi. Deci noi întotdeauna vrem mai mult bine pentru noi și primim mai mult rău. Da.
De ce? Da, o facem conștient, alegem conștient aproape chestia asta. Pentru că știm că duce în suferință și suferința e mântuitoare și ea. Aha, deci noi vrem suferința, nu vrem fericirea. Păi nu, pentru că nu știm ce e adevărata fericire. Păi, adevărata fericire ce este? Că nu mai vrei nimic din lumea asta atunci. De-abia atunci cunoști adevărata fericire. De-abia atunci guști din mierea raiului. Deci vrei să spui că fericirea se înseamnă și durere, înseamnă și pierdere, înseamnă și greutăți. Da, aia, da. Când primești tot ceea ce vine din față. Și nu te afectează, nu le iei în seamă, nu pui la inimă. Da, știi că totul vine de la Dumnezeu, vine ca să... Și nu comentezi, îți dă el. Da, exact. Vine ca să scoți, de fapt, toate etichetele, să renunți la toată împărțeala pe care ai făcut-o o viață întreagă, pe care cei din spatele tău au făcut-o o viață întreagă și tot așa. Deci când vrem bine, primim rău? Da. Când vrei fericire, primești nefericire? Exact, tot echidos. Tu așa ai dorit? Eu, dacă, ce? Tu așa ai dorit? Ai dorit întotdeauna o nefericire mai mare? Wow. Așa mi-am dorit. Dorit fericire. Alergam ca disperată după fericire, după iubire, neînțelegând că îmi vine totul pe dos. Nu cunoșteam principiul ăsta. Deci vrei să spui că cea mai mare fericire este când accepți ce vine din față fără să te împotrivești așa cum este? Exact. Când accepți, când... Când privești ca fiind ceva, ca un dar de la Dumnezeu, în care ai să-i experimentezi atât de mult încât, nu știu, o să te copleșească cu toate darurile, în care ai să-i experimentezi fericirea în final. Eu am impresia că ca să poți să obții darul de la Dumnezeu, trebuie să existe o jertfă înainte, un sacrificiu. Sacrificiul acela îi face loc divinului, scade ego-ul și are unde să vină să poată să te surprindă și să facă viața frumoasă. Fără jertfa aceea, omul nu poate să primească nimic. Da, dar sacrificiul ăsta constă în a te dărui zi de zi celuilalt din fața ta, de a face ceva pentru ceilalți. Supunerea, slujirea. Deci asta este jertfa pe care o faci zilnic. Nu jertfă pentru tine să te jertfești pentru binele tău, ci pentru binele celuilalt. Pentru că celălalt, de fapt, ești tu. Atunci fă pentru celălalt. Și făcând pentru celălalt, faci implicit pentru tine. Deci în momentul în care tu nu te mai preocupi de mai mult binele propriu, atunci îți vine tot binele din lume, care loc unde să vină? Da, îți vine exact atât cât îți trebuie și spui mulțumesc, Doamne, dacă tu consideri că astăzi am nevoie de o pâine, să aduce pâinea, dacă consideri că ai nevoie, nu știu, de mai mult, o să-ți dăruiască mai mult, pentru că știi că din mai multul ăla tu dăruiești mai departe și nu faci rezervi, nu acumulezi pentru tine. Da, da, asta înseamnă că scopul vieții să fie jertfa de sine. Că este de garanție a faptului că te va susține Dumnezeu întotdeauna. Da, ăsta este scopul, de fapt. Să vrei binele celuilalt. Să te jertfești pentru celălalt. Dar noi am înțeles pe invers. Noi am crezut că scopul vieții e să venim aici să acumulăm. Și să faci plăceri, să te distrezi. Da, să... da, exact. Să facem totul pentru noi, când de fapt e pe invers. Tutun este, nu este. Femei sunt, nu sunt. Plăceri sunt, nu sunt. Petrecere este, nu este. Păi atunci nu vreau un rai. Așa zice fiecare. Nu? Exact. Asta este. Nu mai căutăm asta, plăcerile astea. Deci în rai se ajunge cu jertfa de sine și nu vrea nimeni jertfa asta? Au nebunit? Nu știu. Omul vrea plăcerile vieții și nu vrea jertfa de sine pentru celălalt, pentru că este grea, e dureroasă și reprezintă o pierdere? Pare grea, Doamne, la început. La început, da, într-adevăr, ți-i frică. Na, e ca și cum te-ai aruncat de la o trambulină foarte înaltă într-o piscină.
Tu știi să înnoți, dar totuși nu știi să te arunci. Nu ai curajul să te arunci, da? E bine când te arunci și constați că de fapt totul a fost, nu știu, o iluzie a fricii. Atunci lucrurile se schimbă. E chestiune de curaj. Să ai curaj, să ai încredere în Dumnezeu. Dacă El e Tatăl, noi suntem copii, deci ce face un părinte pentru copiii lui? Are grijă de ei. Deci nu asta ne lipsește, cred că încrederea în părintele nostru, în Creatorul. Deci tu vrei să spui că în momentul în care noi vrem neapărat ceva pentru noi, nu vom primi nimic? Și dacă primim, ne se ia, pentru că nu este dar. Nu-i venit în dar și nu rămâne? Nu rămâne, da. Deci singura soluție ca să fii fericit în viață este să nu vrei mai nimic pentru tine? Că știe Dumnezeu ce ai nevoie și îți dă? Exact, Doamne, când nu mai vrei nimica, când nu te mai interesează nimica, chiar că știi întotdeauna ce să-ți aducă. În ultima perioadă eu experimentez chestia asta și am zis că, wow, ce minunat ești, Doamne. Și cum să zic, exact jumătate din viața mea mi-am petrecut-o dorindu-mi. Acum fac pe invers. Deci tu te lași așa ca dusă ca de vânt? Exact. Exact. Și primul lucru dimineața mă trezesc, deci nici măcar nu mă interesează să beau apă, să fac metehnile sau nu știu cum să zic. Chestiile alea fug repede la animăluțe prin curte. Aia prima dată are nevoie de atenția mea. Deci tu te lași ca un ziar în vânt? Da. Trăiesc și ești atentă să te împuținezi tot timpul, adică să nu-ți crească ego-ul, că iar ți se împotrivește viața. Da, da. Și să unești contrariile, să nu rămâi poziționată pe o parte. Da. Păi și astăzi, Doamne, mă bucuram de o bucată de pâine pe care eu o făcuse mama mea și aveam lângă mine cățelul și am zis, păi hai să împărțim în două, nu? Păi ce fac, mănânc numai eu? Și am împărțit. Nu trebuie neapărat să mă duc să caut pe stradă pe cineva care să... Și ăla e un sufletel acolo, lângă mine. Împart. Dau atenție acum celor din jur. Stau atentă la ce e, la nevoile lor, cum se zice. Și nu mai dai atenție la tine? Da. Nu mai faci mai nimic pentru tine? Foarte puțin. Foarte puțin, Doamne. Am constatat că, da, uite, putem să trăim, într-adevăr, cu foarte puțin, cu foarte puțină materie în lumea asta. Alergăm o viață întreagă, disperați după mașini, după case, după bani, după distracții. Când, de fapt, toate astea sunt iluzie. Sunt trecătoare, să dau așa o bucurie de vremelnică și atât. Și după aceea să apară iarăși nemulțumirea, tristețea, frustrarea și iarăși să luăm iarăși de la cap cu adunatul, cu alergatul. Pe când atunci când te lași în voia lui Dumnezeu, în mâinile lui, El știe ce să-ți dea. Și când te mulțumești cu cât ai, nu? Păi, ai două, trei rochii acolo, două, trei perechi de încălțăminte, din încălțări, nu cum aveam eu până să intru în școala de diritic, nu mai știam pe unde să le pun pe toate, așa de multe erau. Când te mulțumești cu puțin, când te mulțumești și cu, cum îți spuneam, Doamne, să mănânci pâine cu ceapă sau cu leuri de din pădure, când mănânci un măr pe zi sau cu foarte puțin. Adică să-i dăm corpului ăsta cât mai puțin atenție, să nu mai băgăm așa de mult în seamă. Să-i băgăm în seamă pe cei din realitatea noastră și nu corpul. Să nu îl punem pe primul plan. Deci să facem din el un idol. Numai de noi. Nu. Că asta înseamnă idolatrie. Deci preocuparea excesivă pentru binele propriu înseamnă idolatrie. Adică eu pe primul plan. Da.
Și vine din faptul că noi punem lumea pe primul plan. Când pui lumea pe primul plan, te pui pe tine pe primul plan. Da, și pe Dumnezeu unde? Pe Dumnezeu îl dăm la afară din universul lui. Da. Că suntem, e cu bancul acela. Suntem la el acasă, suntem la el acasă și o dăm afară din casă. Da, cu pământul ăla. Eu pot să fac totul singur și zic, uite, plămădesc ce vreau din pământ. Ia ăla pământul în mână și Dumnezeu zice, nu așa, că e pământul meu. Ia-ți pământul tău. Cam așa facem și noi. Suntem oaspeți aici. În viața asta, pe pământ aici și în obrăznicia noastră vrem să-l dăm afară pe proprietarul casei. Da, da, pe stăpânul casei. Suntem la stăpân aici. Și facem morturi. Da. Când de fapt ar trebui să ne comportăm exact așa cum când mergem la cineva în vizită, când suntem oaspeți, păi ce facem? Îl facem mofturi? Nu. Primim doar ceea ce ne se oferă, spunem mulțumesc română. Exact asta și trebuie să fie atitudinea noastră de oaspete, cu grijă. Exact, da. Dar nu ne convine, nu ne convine. Păi dacă nu ne convine, foarte bine. E bine și așa. Ce ne așteaptă? Bun și așa, știu ce ne așteaptă. O să fie cu lacrimi, cu dureri, cu capuri sparte, dar e perfect, pentru că tot acolo ne duce.